Dă-te la mâine pe loc, nu că de asta, de că se treacă de urmă, el mai bine cu gestul ăsta și colțelul ăsta. Eu mă am dat puțin, mă spuneam. Ia-mi bea, nu. Colțel, da, da, de asta l-a luat în ambulanță. Dar ce-a scoat, da. ce-a scoat nu mă dă-i la mașină, dă-i la mașină, dă-i la mașină la numere. Dă-i la mașină și la numere. Dă-i la numere, zidem, ce numere are el? Lasă-mă spun, eu sunt. Numerele de matriculare. De ce s-au scos numerele de matriculare? Ia că asta e. Da, Opel, Unuietul. Dar trebuie să spuneți ce s-a întâmplat. Accident rutier s-a întâmplat cu implicarea unui colaborator de poliție rutier. Și cine este vinovat după părerea dumneavoastră? După părerea mea, nu că este, dar 100% el a mers pe roșu. Ia că e mama lui sau cine cu dânsul, eu nu știu. Dar el spune că a mers pe verde, dar noi trei mașini eram la rând și am văzut cum noi am stat și numai... Dar vreau să fiți șoferul? Nu, eu nu sunt șofer. Eram pasager. Ii o scos, ia ca doamna și cu domnul care era alert cu dânsul, o scos numerele de matriculare să nu le vad nimeni. O venit, până a venit poliția rutieră, o trecut jumate de oră. Și în timpul ăsta, peste jumătate de oră, a venit o mașină de astea, s-a dus, o întreba vreo două vorbi. Noi nu suntem la serviciu, noi suntem, nu suntem pe raionul ăsta, dar au dat întrebări și nici cum. Și s-a dus. Și pe urmă a venit, ia ca doamne, domnul ăștia, poliția asta. Da, să spuneți, care erau numerele? CQG922. Они снимали, да? Сняли и положили в салон номера. Presa la revidiere. Trebuie să spun ceva? La revidiere. Dar martorii spun că la volan a fost în poliția zbeat. Camera partea asta am fost, să-i uităm. Vim să vadă lumina în parte. Să spuneți documente, da, cum s-a întâmplat?